Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Electronic Service. În acest video o să vă prezint o jucărie pe care am realizat-o acum câteva zile. După cum știți, atunci când încerci să repare o sursă de alimentare și nu numai, este necesar să descarci condensatorul de filtraj de mai multe ori. Și atunci, în timp, ne-am tot chinuit cu fire, cu rezistoare din acestea, cu terminale, dar și astea se rup și mai există riscul să te și electrocutezi. Și am zis așa, hai să facem o chestie practică. Am cumpărat acest tester acum vreo 2 ani de pe AliExpress cu $1, cred că, dacă nu mă înșel. Nu l-am folosit niciodată, într-adevăr. În capătul lui am legat un rezistor de cât e ăsta? 470 de ohmi, 5W. Și cu ăsta, foarte bine și ușor, după cum vedeți, are terminalele astea aici în vârf, sunt slabe șanse să faci un scurt și chiar și să te electrocutezi, deci foarte ușor îl descarci. Vă recomand și vouă să vă faceți unul, e foarte practic, nici nu-l pierdeți prin service, de multe ori mă certam cu colegii că nu găseam un rezistor să descărcăm condensatorii, nu mai există problema asta. Și cam asta este. Sper să vă ajute. Ne-ar ajuta și pe noi să ne lăsați un comentariu, să ne dați un like și dacă n-ați făcut-o deja, să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Salutare și spor la treabă tuturor!